a fost descoperită încă o suprastructură intergalactică, în formă de inel de galaxii, atât de mare încât sfidează orice explicație. A fost denumită Marele Inel, Big Ring, și se află la 9,2 miliarde de ani depărtare de noi. Sau mă rog, se afla cu siguranță atunci când a plecat lumina de la ea. Uriașa suprastructură are 1,3 miliarde de ani lumină în diametru și se află localizată lângă constelația Carul Mare. Tot în aceeași zonă de pe cer se găsește o altă structură imensă, descoperită de aceiași cercetători cu câțiva ani înainte și denumită Arcul Gigant, Giant Arc, după forma sa specifică. Arcul Gigant este chiar mai mare, cu o dimensiune de 3,3 miliarde de ani lumină. Interesant, și această superstructură se găsește la aproximativ 9 miliarde de ani lumină depărtare. La dimensiunile lor uriașe, chiar dacă sunt atât de departe, ele ar acoperi o suprafață semnificativă din cer. Dar nu mergeți afară să le vedeți, nu se poate cu ochiul liber. De fapt, chiar și cu telescoapele este greu. Ambele suprastructuri au fost descoperite în cadrul unor observații efectuate cu telescopul cu oglindă de 2,5 metri din cadrul proiectului Sloan Digital Sky Survey din New Mexico, Statele Unite. Cum? Uite cum! Astronomii nu s-au uitat direct la acele structuri, ci la ceva ce se află mult în spatele lor, față de noi, quasarii. Quasarii sunt nucleare galaxiilor îndepărtate, foarte active, având în centrul lor găuri negre supermasive, ale căror procese energetice depășesc imaginația umană. Lumina emisă de quasari a trecut prin locurile unde s-a descoperit noua structură, apoi a ajuns la noi. Spectrul luminii a fost influențat de materia pe care a găsit-o acolo. Practic, spectrul luminii ce venea de la quasari avea părți de absorpție adiționale, așa cum se vede exemplificat în această poză pe care o am din cartea Fizica Povestită. În poza aceasta, gropile în absorpție reprezintă magneziu și sodiu. Citesc în articolul original că tot magneziul a fost măsurat în gropile de absorpție ale spectrelor de lumină provenind de la quasari. Mărimea lor era o indicație directă a cantității de material care se găsea între quasar și noi. Așa s-a putut estima cantitatea de materie, măsurând amplitudinea vârfurilor specifice de absorpție ale diverselor molecule. Distanța până la quasar și până la Marele Arc sau Arcul Gigant au estimat-o măsurând deplasarea spre roșu a spectrului mare și a gropilor din spectru date de magneziul aflat în Marele Arc, de exemplu. Cât de mari sunt aceste structuri? S-au descoperit cele mai mari suprastructuri din univers, cu dimensiuni ce depășesc peste 1 miliard de ani lumină depărtare. Dar care e problema? Problema este că sfidează teoria cosmologică actuală. Uite ce se întâmplă. În cosmos, stelele sunt ținute împreună în galaxii de forța gravitațională. Și tot forța gravitațională este cea care ține împreună galaxiile în grupuri de galaxii. Galaxia noastră face parte din grupul local de galaxii, vreo 50, care, la rândul lui, face parte din superroiul de galaxii Fecioară, Virgo în limba engleză, ce are o dimensiune de aproximativ 100 de milioane de ani lumină. La rândul lui, roiul Fecioară face parte dintr-o structură și mai mare, numită Laniakea, ce are dimensiunea fabuloasă de 500 de milioane de ani lumină, aflată în mișcare către un punct misterios din univers numită Marele Atractor, a cărui natură este încă învăluită în mister. Grupuri mai mari sunt greu de imaginat, pentru că distanța este așa de mare încât atracția gravitațională devine insignificantă pentru galaxii aflate la aceste distanțe, una de cealaltă. În plus, expansiunea Universului diluează și mai mult atracția gravitațională. Se crede că limita este undeva la 1 miliard de ani lumină. Totuși, noile structuri, Marele Inel și Arcul Gigant, depășesc semnificativ această limită. Și atunci, sunt aceste structuri oscilații acustice barionice? Când am văzut prima dată aceste structuri uriașe din cosmos, m-am gândit automat că poate sunt resturi ale oscilațiilor acustice barionice, că prea arată ca cercuri. Aceste oscilații se văd azi ca cercuri în organizarea galaxiilor, ce pare altfel la întâmplare prin univers. De ce ar fi organizate galaxiile în cercuri? De fapt, ele nu sunt, atâta doar că cercurile sunt rămășițe ale Big Bang-ului. Știți voi, începutul universului. Atunci universul era făcut din particule elementare care, având sarcină electrică,
formează o plasmă. În această plasmă apăreau oscilații de presiune, ce pot fi privite ca sunetele zgomotoase ale exploziilor de început ale Universului. Tot așa cum sunetele unei tobe sunt oscilații în presiunea aerului. Aceste oscilații în plasma de început a Universului se deplasau în forme concentrice de la sursa lor, așa cum se deplasează undele pe apă atunci când cade o picătură de ploaie în ea. Doar că, la un moment dat, electronii și protonii s-au combinat în atomi. Atomii sunt neutri, așa că plasma a încetat să existe. Însă densitatea de plasmă, datorită acestor oscilații de început care a existat înainte de formarea atomilor, a rămas impregnată în densitatea de atomi care s-a format ulterior. În analogia noastră, este ca și cum undele pe apă ar fi rămas înghețate odată cu apă. Și uite așa, regăsim în structura de galaxii cercuri ce au dimensiunea de aproximativ o jumătate de miliard de ani lumină. Ele sunt rezultatul oscilațiilor acustice barionice. Vedem că noile structuri sunt mai mari decât atât. Deci nu pot fi rămășițe de început ale Universului ce provin din oscilațiile acustice barionice. Și atunci, mister total. Ei bine, nici eu nu știu ce pot fi aceste cele mai mari structuri din Univers. Citesc în articole de popularizare a științei cum unii fac referire la teoria Universului ciclic, propusă de laureatul premiului Nobel Roger Penrose. Structurile ar fi atunci o rămășiță a Universului precedent, din cenușa căruia s-a născut Universul nostru. Personal, cred că autorii de articole au numit această ipoteză din lipsă de alte opțiuni. A mai fost menționată și ipoteza stringurilor cosmice, dar și ea pe același considerent, că nu avem ceva mai realist. Cred că problema se trage din înțelegerea pe care o avem azi a Universului la scară din ce în ce mai mare. Este de așteptat ca acesta să fie din ce în ce mai uniform, dacă ne uităm la dimensiuni mai mari, pentru că între părți nu mai pot apare interacțiuni. Asta poartă numele de principiu cosmologic, iar dimensiunea actuală la care se crede că acest principiu se aplică este de 1,2 miliarde de ani lumină. Adică, peste această valoare, Universul ar trebui să fie uniform, să nu apară structuri. Mă aștept însă să nu înțelegem bine condițiile inițiale ale Universului, iar acestea pot lăsa urmă în structura cosmosului, așa cum s-a întâmplat cu oscilațiile acustice barionice. Cum spunea chiar Roger Penrose la o conferință unde am avut bucuria să îl ascult, lumea uită că Universul trebuie să fi început dintr-o stare foarte ordonată, pentru că legea a doua termodinamicii ne spune că va evolua sigur către o stare mai dezordonată. Ori, dacă la scară mare este ordonat, el trebuie să fi fost și mai ordonat înainte. Spun și eu pentru că nu înțelegem această stare de ordine a Universului inițial. În fine, ați prins ideea. Mai sunt multe de aflat și nu știu dacă se va afla până săptămâna viitoare, când voi publica eu următorul video. Până atunci, vă rog să vă abonați la acest canal dacă n-ați făcut-o deja, apăsând chiar acum acest buton de abonare. Eu sunt Cristian Presură și vă doresc numai de bine. La revedere!